Mulțumesc tare mult pentru faptul că dumneavoastră, cei din presă, văd că sunteți din număr în ce în ce mai mare la conferințele noastre, ceea ce înseamnă că noi, parlamentarii din Alternativa Dreaptă, începem să spunem lucruri interesante. Însă, sincer vă spun, nu știu dacă veți avea curajul să dați pe post ceea ce susținem noi. Și vă spun acest lucru plecând de la ceea ce au spus colegii mei înaintea mea. Distinsa doamnă senator mergea care plen pentru a susține un proiect legislativ. Parlamentarii pe care dumneavoastră i-ați ales și ne-ați trimis în acest corp suprem al țării, avem datoria de a ne bate pentru dumneavoastră în această instituție, în acest înalt corp, nu în stradă. Menirea noastră este să ne batem aici. Noi suntem cei care facem legi. Noi suntem cei care decontăm în fața dumneavoastră la alegeri și, din acest punct de vedere, să știți și să fiți convinși că noi, cei din Alternativa Dreaptă, încercăm să fim demni și să nu ne fie rușine când ne întâlnim cu dumneavoastră. De aceea, ceea ce a zis colegul meu, domnul deputat a Elenei, voi prelua și plecând de la faptul că meseria mea îmi impune să-mi respect țara mai presus de orice. Așa cum noi suntem aleși dumneavoastră și poporul german, se pare că și-a trimis în Parlamentul Europei oameni care îi reprezintă. La ora aceasta, cei doi parlamentari, Gunnar Beck și Guido Reil, care au făcut afirmații pe care nu le voi reproduce aici cu privire la demnitatea, la onoarea, mândria acestui popor și acestei țări cu tradiții, care când Europa își făcea cetăți, noi stăteam și ne luptam cu toți pentru a-i apăra. Când Europa o ducea bine, noi stăteam aici tot pentru a-i apăra. Acum, din păcate, suntem aici tot pentru a-i apăra. Și suntem jigniți? Adică suntem cetățeni de mâna a doua? Noi când am intrat în Europa, am intrat într-o casă. Oricând intri într-o casă, intri într-o familie. Ori în familie sunt oameni care au tot felul de idei. Cel care este în fruntea familiei trebuie să aibă capacitatea de a menține familia unită. Ori poporul german, pentru mine, reprezenta un model în Europa. Prin zicerile celor doi parlamentari, nu reprezintă nimic. De ce? Datorită faptului că și parlamentarii români, în cadrul acestui forum european, n-au avut o reacție pe măsură. Drept urmare, pentru a avea o reacție concludentă de la tribuna Parlamentului Român, m-am gândit că trebuie să mă documentez foarte bine înainte de a face o declarație politică. De aceea am adresat întrebări către domnul ministru al Finanțelor Căciu, către domnul ministru al Justiției Predoiu și către domnul excelența sa, domnul Aurescu, ministru afacerilor externe. Iată conținutul acestei întrebări pe care o citesc în fața dumneavoastră ca să nu fie niciun fel de discuție. Obiectul întrebării. Datoria financiară istorică a Germaniei față de România. Stimate domnule ministru, vă rog să aveți amabilitatea de a comunica punctul de vedere a instituției pe care o conduceți cu privire la datoria istorică a Germaniei față de România, documentată de domnul profesor universitar doctor economist Radu Golban. Rog a avea amabilitatea să dispuneți ca răspunsul să se întindă pe lungimea unei propoziții în care să existe obligatoriu cuvântul da sau nu. Solicit aceasta, având în vedere că doresc să am o reacție politică, răspuns al denigrării României de la tribuna celui mai înalt corp european, de unde parlamentarii germani și-au permis să o facă nu de mult timp. În această situație întreb, care este valoarea datoriei istorice a Germaniei față de România? Dragii mei, după ce voi primi răspunsul în scris,
de la tribuna Parlamentului României voi avea o reacție politică documentată, fiindcă sunt foarte surprins. Am zis că nu sunt mulțumit de reacția europarlamentarilor români, dar nici de reacția colegilor noștri care, fiind reprezentanți ai naționalităților conlocuitoare, în zilele ce au trecut, nu au spus o vorbă. Să dea Dumnezeu să putem trece împreună prin tot ceea ce ni se pregătește și nu uitați, numai dumneavoastră puteți să trăiți bine dacă vă pregătiți bine, să faceți față provocărilor și să vă conduceți familiile, așa cum ați fost învățați, de bunii și străbunii noștri. Să vă dea Dumnezeu tot binele din lume. Vă mulțumesc!